seara, suntem în săptămâna mare și am început împreună cu biserica un timp de post și de rugăciune. Suntem provocați să ne amintim de lucrurile extraordinare pe care Iisus le-a făcut pentru noi și de dragul nostru în săptămâna mare. Și suntem provocați în această săptămână să ne rugăm mai mult, să ne apropiem de Dumnezeu. Cu toate acestea însă, eu simt că am început deja această săptămână obosit din pricina atâtor motive speciale de rugăciune care ne asaltează pe toate canalele media datorită, în primul rând, pandemiei. Și credem uneori că pentru problemele mari cu care ne confruntăm, soluția nu poate fi decât stăruința în rugăciune pe timp îndelungat. Ca atare, de multe ori renunțăm din start, gândindu-ne la efortul pe care îl avem de făcut. Și când renunțăm, înseamnă că nu ne mai rugăm. Și când nu ne mai rugăm, ne îndepărtăm de Dumnezeu. Noi ne gândim întotdeauna la efortul pe care trebuie să-l facem să ne rugăm, la costul pe care trebuie să-l plătim pentru asta. Și da, trebuie să plătim un preț. Poate să ne trezim dimineața mai devreme sau să ne facem un timp special de rugăciune și, în general, să ne oprim din toate acțiunile și preocupările zilei. Dar, te-ai gândit că rugăciunea este un privilegiu? Adică, un drept acordat cuiva de a se bucura de avantaje deosebite. Ce l-a costat oare pe Dumnezeu să-ți dea oportunitatea să te rogi Lui? Ca să te poți ruga, El l-a trimis la moarte de cruce pe Fiul Său. Noi nu am fi putut să ne rugăm și să avem acces nemijlocit în prezența Lui Dumnezeu dacă Iisus n-ar fi murit pentru noi. N-am fi avut voie să vorbim nemijlocit cu Tatăl dacă Iisus n-ar fi deschis calea pentru noi ca să ne putem ruga. În Vechiul Testament, aproape 3 milioane de oameni, de evrei în pustie, au avut nevoie de preotul Aron și de Moise ca să vorbească pentru ei. Dumnezeu a zis, n-am să vorbesc cu ei, dar am să vorbesc cu tine ca să le poruncești. Doar prin sângele Mielului avem acum acces și ușă deschisă la Tatăl ca să ne rugăm. Și noi ne gândim la cât de greu este să ne rugăm și ce efort trebuie să facem pentru asta? Vreau să vă încurajez să vă rugați. Tozer spunea, cel mai frumos gând pe care îl poate avea mintea omului este gândul despre Dumnezeu. În urmă cu ceva vreme, m-am bucurat de oportunitatea de a vedea acasă la Liviu Mocan unul din primele modele ale lucrării sale, Ancoră aruncată în cer. A fost așa de neobișnuit pentru mine să văd acea ancoră mare și grea într-o poziție inversă, care sfidează gravitația, care sfidează tot ceea ce-i lumesc. Haideți să aruncăm ancore în cer. Haideți să aruncăm un gând, o rugăciune către cer în orice vreme. Nu subestima puterea unei rugăciuni spontane. Rugăciunea spontană este validă. Dumnezeu o onorează. Când începem să ne rugăm, Dumnezeu este disponibil pentru fiecare dintre noi. Pentru Dumnezeu contează să te rogi. Singura rugăciune neascultată de Dumnezeu este aceea pe care încă nici nu te-ai obosit să o adresezi. În orice vreme a zilei, oriunde te afla, vorbește cu Domnul. Aruncă o rugăciune către cer. Samson a făcut asta când a fost dus în casa filistenilor și a zis, Doamne Dumnezeule, te rog, mai dăm putere numai de data aceasta. A fost o rugăciune spontană. Nu cred că Samson știa că filistenii au de gând să-l scoată din temniță ca să se distreze pe seama lui. Dar Dumnezeu l-a ascultat. David la fel. Eu stric, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Vreau să vă încurajez să vă rugați. Iată ce face rugăciunea. Corrie ten Boom a spus, cu cât mă rog mai mult,
cu atât mai multe coincidențe se întâmplă. Iar Andrew Murray spunea, când lucrez, eu lucrez. Când mă rog, Dumnezeu lucrează. Învață să spui în fiecare zi, azi nu va veni nicio problemă îndeajuns de mare încât să nu o pot rezolva împreună cu Dumnezeu. Dați-mi voie să repet. Azi nu va veni nicio problemă îndeajuns de mare încât să nu o pot rezolva împreună cu Dumnezeu. Și gândiți-vă că vapoarele nu se scufundă datorită cantității imense de apă care se află în jurul lor, ci se scufundă doar atunci când apa intră în vapor. Nu lăsa ca ceea ce e în jurul tău să intre în inima ta. Întotdeauna vor fi lucruri rele, întotdeauna vor fi amenințări și pericole în jurul tău. Nu trebuie să lași în inima ta lucrurile care creează îngrijorare. Astfel, nu doar că nu lăsăm să intre apă în corabia noastră, dar mult mai important, să nu uităm, în corabie îl avem împreună cu noi chiar pe Iisus. El ne învață, ajunge zilei necazul ei. Nu te îngrijora și nu te teme, eu sunt cu tine. Vreau să vă încurajez să vă rugați. Nu intrați obosiți în săptămâna mare, în timpul de post și în rugăciune. Rugăciunea ne resetează, ne ajută să vedem totul cu alți ochi. Reîmprospătează vederea și mirosul. Este ca mirosul boabelor de cafea atunci când vrei să încerci mai multe tipuri de parfum. Știți cum e? După ce ai încercat 2-3, ți se pare că toate sunt exact la fel. Așa este și cu discernământul nostru. Suntem asaltați cu atâtea informații încât de multe ori nu mai știm ce să mai credem. Prin rugăciune, însă, sufletul nostru se resetează ca să poată vedea lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Doamne, Tu te-ai uitat la noi și ai văzut că suntem atât de pierduți, de înstrăinați, de rătăciți și de departe de Tine. Și îți mulțumim că în dragostea Ta, atât de mare, l-ai dat pe Fiul Tău să moară pentru noi, ca să ne putem apropia de Tine, ca să venim în prezența Ta. Doamne, vrem ca în această săptămână de post și rugăciune să nu ne fie teamă, să nu ne fie groază, să plătim efortul de a ne apropia de Tine, să o facem cu bucurie și să o facem prețuind lucrarea extraordinară pe care ai făcut-o pentru noi în această săptămână mare. Îți mulțumim, îți mulțumim pentru jertfa Ta și îți mulțumim așa de mult că putem sărbători și în aceste vremuri așa de tulburate. Putem sărbători cu inima plină de bucurie mântuirea pe care ne-ai dat-o prin jertfa Ta, Doamne Iisuse. Amin.